Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a-mi prezenta noua producție. Sunt superbă de altfel. Mulțumesc tare mult, sunt în turneu național acum pe la toate televiziunile că să-mi promovez acest material video. Ce să vă spun, am lucrat foarte tumultos, am lucrat, sper eu, destul de operativ cu băieții de la CioFilm și le mulțumesc tare mult că au mers pe ideea acestei piese. Le-a plăcut ideea, ne-am gândit cum ar trebui să arate clipul. Eu mi-am imaginat cu totul altceva, a ieșit până la urmă ceva mai mult decât mi-aș fi dorit sau mi-aș fi închipuit că poate să iasă din o piesă destul de, cu un mesaj destul de lăuntric și profund și este de fapt o discuție dintre mine și ego-ul meu și sufletul meu. Deși foarte multă lume probabil va înțelege că este o discuție dintre mine și jumătatea a doua. Dar nu contează ce înțelege lumea. Important că fiecare... Dublă personalitate? Nu în general. Nu în dimineața asta, că acum nu, da? În dimineața asta, sigur, nu. Dar e un dialog în care multă lume se regăsește. Eu sper foarte mult, pentru că mesajul textului este unul destul de interesant, covârșitor și așa, o discuție destul de profundă cu tine însăți. Îi mulțumesc tare mult Radmilei Popovici Paraschiv, care a fost foarte inspirată, ca de fiecare dată, să-mi citească sufletul și să-mi propună un text foarte bun. La fel, mulțumesc domnului Oleg Baraliu, care mi-a făcut aranjamentul acestei piese și uite așa, o echipă destul de măricică, ne-am, să zic așa, nu știu, eu zic cuvântul, îmbolnăvit de această piesă pentru o perioadă și am realizat această piesă, text, aranjament și video. Uite, rezultatul l-am văzut și noi în această dimineață. Da, eu sper că v-a plăcut din toată inima. Eu sunt una din interpretele care are destul de puține videoclipuri scoase, pentru că orice mișcare de acest gen implică și implicare financiară și atunci sigur că na, este un efort pentru mine, dar nu este un efort foarte mare. Sper pe viitor să mai permit asemenea producții și asemenea, da, momente de alintare, pentru că totuși este o desfătare să-ți faci un videoclip la o piesă, după mine, pentru mine. Ai luat și postere, ai postere în casă, deja luat un videoclip, știi? Normal, își dă singur autografe. A, doamne, da, ce tare ai fost, dar îți mulțumesc mult. Eu am foarte multe fotografii copiii mei prin casă. Hai să întreb un lucru, pentru că eu am reținut cuvântul operativ. Da. Înseamnă că totul a fost foarte, foarte rapid? Nu foarte rapid, suficient de rapid, pentru că, din câte știm, un videoclip, în mod normal, dacă este mai larg și cu mai multe cadre și mai multe locații, se filmează mai multe zile. Ori noi am filmat într-o singură zi, dar, în schimb, după aceea, până am montat, ne-am gândit, am analizat, iar am remontat anumite momente ca să iasă, până la urmă, ceea ce ați văzut dumneavoastră, un videoclip destul de... curățel, frumos, sexy pe alocuri, intrigant poate, dar și unul profund în care să se citească mesajul textual. Apropo de acest videoclip, care nu-i curățel, e chiar bun de tot. Mulțumesc tare mult! Vreau să te întreb cum ți-ai ales tu ținutele, pentru că am văzut pe de o parte o Alona Triboi, gen mireasă, da, inocentă, da, totuși senzuală, că da, picioarele erau dezgolite. Sunt... Da? Mie îmi place și cum e filmat, dar vorbim foarte bine despre asta. Așa, și o avem pe Alona Triboi într-o manieră din asta mai rock, mai rebelă. Da. Partea opusă a baricadei. Da, da, este un fel de prezentare a mai multor tipuri de femei. Femeile foarte finuțe, de la femeile foarte fine, pure și fecioare, să zic, până la femeile temperamentale, sălbatice, cu multă experiență de viață. Adică fiecare din aceste femei poate avea acest dialog cu sine însăși, dar și cu partenerul ei de viață, dacă vreți. Depinde fiecare cum își regăsește sufletul în această piesă și am încercat, de fapt, să expunem mai multe tipuri de femei care ar avea loc în acest dialog. Nu știu, eu am impresia că noi suntem, fiecare dintre noi este câte o puțin din fiecare, pentru că depinde în ce fază ne prinzi, în ce perioada zilei, în ce perioada vieții, cu copii sau fără, și atunci de asta depinde și starea noastră interioară și încrederea noastră în sine și temperamentul și așa mai departe. Adică de aici vin mai multe nuanțe din caracterul unei femei. Femeie all inclusive. Da. Și apropo de vestimentație, mulțumesc tare mult de Anei Voievuțchi, care la miez de noapte m-am contactat și am zis, te rog din suflet, ajută-mă că habar n-am cu ce să mă îmbrac, am o ținută, dar m-am mai gândit la câteva, dar trebuie să mă descurc cumva. Și a zis, vino la mine că încercăm să vedem ce putem să-ți alegem și așa a fost, ne-am gândit foarte bine cum ar trebui să arate și așa.
Diana e un fel de David Copperfield. Da. A făcut magie, a făcut magie la Ales de Noapte. Eu am să întreb altceva de filmat. Mi-a plăcut cum au filmat anumite unghiuri. S-au filmat foarte, foarte bine. Câte duble ați făcut în fiecare scenă? Sau tot e, multe. Nu. La în fiecare ținută și în fiecare poziție, pentru că în fiecare ținută am avut câteva poziții pentru cadre și am făcut câte, nu știu, 6, 7, 8. Nu obosiți la un moment dat? Nu. Pentru că știam pentru ce lucrez, eu din potrivă, noi știi cum pofta vine mâncând și în procesul de filmare la început așa te încălzești parcă un pic, iar după aia începi să înțelegi nuanțele ce și unde trebuie să faci, cum să-ți pui mâna să dea bine, cum să privești în cadru în momentul respectiv când este un accent sau să faci o mișcare la un anumit accent și tot așa mai departe. Deci sunt foarte multe nuanțe și detalii de care trebuie să ții cont și pe care le înveți în timp. E bine să ai și o perioadă de încălzire la început. Dar tu ai pregătirea asta și de la teatru. Da, bine, dar vezi că teatru și filmul este cu tot altceva, clipurile sunt altceva și atunci învățăm pe parcurs, mergând. Asta urma să și te întreb, cum te-ai adaptat în rolul de actriță? Foarte de... ușor și lejer și bine, mie îmi place camera și nu, n-am... Dați camera mai aproape. Dați-o mai departe, să nu o ia acasă. Să vină camerele la mine. Și toate camerele, vă rugăm foarte mult toate camerele pe Aliona. Mulțumesc. Bun, eu cred că deja prietenii tăi și-au expus părerea, da, și-au oferit un feedback. Ce ți-au spus? Mă, Aliona, fată, ce-ai făcut? Da, așa au fost unii din ei, exact așa au reacționat. Alții m-au și ajutat, unii m-au dus cu mașina la filmare, colegii de-ai noștri de la teatru, Mihai Zupcu, mulțumesc. Colegul meu din provincialii, Vadim Guma, mi-a dus plăcintele acasă pentru că nu reușeam în acea zi. Am avut prieteni și oameni foarte buni și apropiați alături care m-au ajutat și au sărit la nevoie și atunci când le-am dat așa o aluzie că aș avea nevoie de ajutorul lor, m-au ajutat fără să clipească și le mulțumesc tare mult. Dar prietenii, unii mi-au zis că poate m-ar fi avut nevoie de mai multe planuri gro, de exemplu, pentru că eu sunt foarte expresivă și poate ar fi fost bine să mă vadă mai mult, mai multă față. Mai mult, Aliona! Da. Alții mi-au zis că le-a plăcut foarte mult și au zis bravo, ține-o tot așa, dă-i mai departe. Deci, bine, opiniile sunt diferite și foarte bine, pentru că din fiecare opinie învățăm câte ceva și mai ales că sunt și printre multitudinea de prieteni, sunt și foarte mulți actori care au mai lucrat cu camera, au mai lucrat în filme și știu, cunosc anumite șmecherii cu care se pot împărți cu mine. Și de aceea le mulțumesc tare mult, eu țin cont și apreciez fiecare opinie, pozitivă, negativă, nu contează, vă rog să-mi trimiteți pe Facebook orice opinie, pentru că eu din toate învăț. Scrie-mă. Da, am să... Nici eu un mesaj, eu până atunci vreau să te întrebăm dacă ceva panefici în viitorul apropiat, chestia noi... Da, sigur că da, de exemplu, mâine dimineață merg cu provincialii în România pentru că am concert la Constanța. Ce să vă spun? Deci, astăzi am 4 filmări, am început cu asta și mai urmează 3. După aceea, vineri avem spectacol Cronicul Găinarilor, în care eu vă cânta la vioară, în Hosă, în fosa teatrului. Sâmbătă am un eveniment aici în Chișinău și tot așa mai departe. Iar o piesă nouă urmează să apară, se va intitula Ce-i cu tine, lume? Și mai mult nu vă spun nimic, atunci când va apărea. Piesa viitoare lui, știi? O nimica toată, da. Știi, un program pe care noi l-am putea desfășura într-o lună, îl face într-o săptămână. Așa. Mulțumesc, Daniela, las că și tu ai zile foarte pline. Am. Bine. Nu știu cum, sincer, nu știu cum v-a trezit voi în fiecare dimineață, eu v-aș pune monument, da. Bă, dar tu ești a doua care deja îmi pune pe monument. Bune, nu, vă numai, spun. Nu mă mormântați, vă rog frumos. Nu. Semnează pe ți, am lăsat pe ți să facem monument în fața televiziunii. Și el mi-a propus asta în această dimineață. Noi îți mulțumim tare frumos. Eu vă mulțumesc tare mult pentru oportunitatea de a vă revedea și mulțumesc tare mult Luciei și tuturor pentru invitație și pentru faptul că sunteți pozitiv și atât de matinal în fiecare dimineață. Bravo. Da, cânte femeiesc, asta urmează să ne cânti. Între timp, uitați, petiție facem monument Danielei ca să salut toată lumea când vine la televiziune cu Daniela Crudu. Dar până atunci, până facem noi monumentul, Aliona Triboie vine cu piesa Cântec femeiesc. Fost bunica, așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica, doar niște ele ce-i slujesc pe ei.